asta, de s-am prins, foarte de s-am prins, că n-am necesitate de, n-am necesitate, nu ne ajunge oxigenul și tătărinia, mă folosesc de asta. Da, asta e aparat care o folosiți mai, da? Da, da. Noi am rugămintea voastră, nu m-a arătat-o la foarte multe persoane și am colectat banii necesari ca să cumpărăm un aparat. Oxigen care v-a să doriți și aparatul l-am cumpărat, așa că l-am adus la dumneavoastră. Eu nu mă trăiesc în mila Domnului. În mila Domnului trăiesc. Știți, uitați-vă la mine. Știți că lumea bună există. Foarte mulți oameni sunt mobilizați pentru dumneavoastră. Slavă Dumnezeu! Mulțumesc! Добрый день всем добрым людям, добрым и отзывчивым. Мой супруг Игорь Олегович Снытко очень болен, у него рак. И центр Каритати, и люди откликнулись и помогли нам материально. Уход за больным – это очень важно. Я желаю всем здоровья, я желаю процветания центру Каритати. И примите наши поздравления с Новым годом. И пусть все люди будут здоровы. Семья Снытко. Спасибо вам. Спасибо. Большое помощь. Снята часть флоя. Возремут и дравость. А вем, что нечто кадолки поднялась такой, лаку шестая дочь, нечто продукт, то, чем я густо замолесь на жмелась. Я подарю мут-мут птери, рабдари, что к выигре, что к сетя сболнала. Что она бы что-то умрит. Вот это. С которым мы встречаемся, а эти цветы для мамы. Да, я за Петерку. Подарок на 14 февраля. Я за Петерку. Со мной укрепить. Чтобы чесну меня плачка. Кас вабаток плачет. Кацаня с вас смотрю. Кацаня с вас смотрю. Патру з'їжджає не з власним приводом? Браво! Ну, бо кофар, ми ж кит скопіялися. Так, окей, Софій Санатош. Софій Санатош, пестрац меморія соцului, та селяця. Бătrânii nu odată am menționat pentru donatorii mei că sunt slăbiciunea mea. Mereu am avut, nu știu, un sentiment apart pentru ei. Dacă sincer, mi-am schimbat total părerea despre noi zile de bătrâni. Eram atât de contra și îmi părea că este un loc foarte rece, un loc foarte rău pentru bătrâni. Dar odată ajuns acolo, sincer, nu știu, nu am văzut atâta căldură. E atât de bine sunt îngrijiți și tratați și atât, unii chiar recunosc că le este mult mai bine acolo decât acasă, unde probabil... Da, să te întrebasem la început unde ar trebui să stea singur. Da, fiindcă nu mereu copiii au posibilitatea ca să ia părinții să trăiască la ei și făcându-le acele vizite, poate o dată în săptămână, o dată în lună, pentru ei totuși este mai bine acolo, fiindcă sunt toți împreună zi de zi și sunt fericiți, sigur, că când copiii îi vizitează, dar mulți sunt acolo fără copii sau cu copii care, din păcate, au uitat de ei. Eu nu știu dacă țineți minte voi, eu prima misiune am fost la voi, când m-a întrebat care este cea mai mare a mea dorință și am spus că vreau să-i molipsesc pe moldovenii noștri să doneze și să facă bine așa cum fac cei din străinătate. Asta a fost probabil 4 ani în urmă, nu mai țin minte. Și uite, asta se întâmplă acum. Eu sunt foarte bucuroasă, foarte fericită să văd că internetul este plin de acțiuni frumoase de caritate. Eu sunt deja sunată zilnic sau de companii, sau de, nu știu, persoane care mă întreabă cum am putea să ajutăm. Uite, dorim să organizăm, nu știu, nuntă, cumătrie, o petrecere, dar banii vrem să-i donăm. Sunt foarte bucuroasă, lumea este din ce în ce mai receptivă. Dulce galbenă lumină, cum și eu băla eram. Mi-a pus mama o gutui ce se coace încet la geam. Mușcaua, dar mă doare, mă cuprind un fel de jin. Și acum când trece anul, parcă o simt îmbătrânind. Galbenă gutuie,
ce am măruiei, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici metale și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. N-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și acum când luminează n-am putere să o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Parcă are necesornic și al mamei plânset sfânt, luminează și se stinge o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare când copii ne mai simțeam era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră.